Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, Gala Comunității Prahovene, un eveniment organizat de Fundația Comunitară și Observatorul Prahovean, evenimentul de la sfârșit de an care a stârnit foarte multe patimi, foarte multe semne de întrebare. Alături de mine se află domnul Claudiu Vasilescu, coordonatorul, cel care decide cine ia premiile de la Observatorul Prahovean. Bine venit, Claudiu! Salut, Bogdan! Ai început bine! Ai vrut să discuți toată munca noastră, organizare. Ok! De unde atâta patim? Hai să începem cu asta, fiindcă patimile, când zic patim, mă refer aici oameni care zic, domne, am fost nominalizat, dar nu am intrat la vot. Care sunt criteriile? Cei de la fundație, cei de la observator au niște criterii secrete, au niște păreri, cât a contat factorul subiectiv din partea voastră ca un om să intre în competiție. Sunt foarte mulți. De fapt, cred că sunt cei mai importanți oameni, dragi prieteni, vor fi vineri, când va avea loc și gala, vor fi prezenți la această gală și e foarte important de semnalat faptul că vor fi din întreg județul. Nu vorbim doar despre Ploiești și Câmpina eventual. Nu, vorbim de la Valea Călugărească până la Măneciu, până la cam tot județul. Hai să începem mai întâi cu nemulțumirile, cu nemulțumiții, de fapt. Voi ați făcut... Cum s-a întâmplat? Pot să scurtez, e foarte simplu. Pe site-ul galaprahovei.ro, site-ul oficial... Dar ai zâmbit, de ce ai zâmbit? Și tu ai primit... Dar sunt inerente astea, știu, ai organizat evenimente în trecut și știi ce înseamnă. Întotdeauna vor fi și nemulțumiți. Atât de secrete au fost încât ele au fost afișate, criteriile de eligibilitate în site. Deci procedura era așa. Eu făceam ceva pentru comunitate, tu mă propuneai, da, și propunerea ta ajungea la observatorul. Era înscrisă pe așa. Site, aveai un formular de înscriere, te înscriai acolo și apoi a existat o comisie formată din doamnele de la Fundația Comunitară Prahova și colegii de la Observatorul, care urmăreau dacă acele criterii de eligibilitate pentru înscrierea în această competiție, pentru că este până la urmă competiția faptelor bune, sunt respectate. Competiția faptelor bune? Da. Care e mai faptă bună decât cealaltă? Cam asta e scopul? Da, o să ajungem și acolo. Nu ăsta este scopul și o să spun exact și care este scopul. Dar vorbeam strict de faza de înscriere și o să încerc să nu le amestec. Și a fost foarte simplu. Uite, ca să lămurim o dată pentru totdeauna povestea asta, sunt foarte mulți oameni care fac fapte bune și este de apreciat. Tu dacă ai un serviciu și mergi la serviciu și îți faci jobul nu bine, ci foarte bine, excelezi din ceea ce faci în munca ta, se numește că faci o faptă bună? Pentru mine fac o faptă bună. Pentru tine. Bine punctat. Nu pentru comunitate. Tu, pentru tine, îți faci datoria. Da, ești de apreciat. Ok, o să spun Bogdan, e un bun profesionist. Eventual spune soția, adică, domne, da. O să spun eu, care mă uit la tine. Da. Nu știu, soția îți urmărește emisiunea. Da, eu pot să spun. Uite, mă uit, Bogdan își face treaba foarte bine. Asta nu înseamnă neapărat că ai făcut ceva bine pentru comunitate. Că și comunitatea poate să beneficieze de munca ta, e cu tot o altă poveste. Aici au fost luați în calcul oameni care au făcut în afara programului, în afara orelor în care erau plătiți să facă treaba asta. Ideea de voluntariat. Ideea de voluntariat, de chestii pornite din inimă, de cumva de a-ți... Uite, că există aici o distinție foarte clară, persoane fizice, persoane juridice. Știi? O persoană juridică, la un moment dat, poți spune, da, știi, uite, că legea îi favorizează pe cei care fac sponsorizări. Știi că există acele deduceri fiscale și așa mai departe. Foarte bine. De ce nu fac toți atunci? Nu? Unii, chiar mai mult decât au spus, nu dau banii cuiva care vine să-mi ceară bani pentru cine știe ce cauză nobilă sau pentru a ajuta pe cineva aflat la nevoie, cu probleme de sănătate. Spus, nu, uite, vreau să-mi direcționez sumele astea din profitul firmei către zona de educație. Da? Cine se ocupă de treaba asta? Păi sunt câteva fundații, deja sunt consacrate, nu există dubii asupra activității lor, sunt verificate și paraverificate. Și te uiți la către ele și spui, vă rog frumos, recomandați-mi niște copii excepționali. Sau o echipă de robotică, spre exemplu. Știi, încerc să mă duc cu exemple concrete, că e mult mai ușor de înțeles pentru cei care ne urmăresc. De cine a sponsorizat din profitul firmei mele o echipă de robotică? Uite că au ajuns în state, au luat premii, au venit cu distinții, da? Copii excepționali. Și atunci omul a face ceva pentru comunitate? Eu zic că da. Chiar dacă are niște deduceri fiscale. Pentru că și alții au și uite că totuși nu fac. Cred că am fost destul de clar, da. Nu? N-are sens să intrăm în alte detalii. Bun. Nu. Și acel juriu
a stabilit exact cine respectă criteriile și cine nu, cu alte cuvinte, cine intră în competiție, da, și cine nu corespunde acelor criterii. Cine nu corespunde acelor criterii. 56. Încă ceva. Uite, foarte complicat de verificat o faptă bună. O doamnă din Urlați, să spunem, ne-a recomandat pe cineva, a înscris pe cineva. Foarte greu să verifici fapta aceleși persoane. Și ce ați făcut? A făcut-o, n-a făcut-o. Întâmplarea face întâmplarea. Ca noi, având mii de articole în Observatorul, multora le-am găsit poveștile scrise de colegii noștri. Aflasem despre acele fapte făcute în comunitate. Și atunci, la fiecare exista câte un link. E adevărat, am verificat, s-a aprobat. Și atunci imediat venea un coleg și spunea, ei vedeau într-un tabel, îl știu eu. Am fost acolo, am stat de vorbă cu el, l-am sunat, m-am întrebat în X locuri. Da, într-adevăr a făcut, pot să confirm. Deci ați verificat informațiile? Atât cât s-a putut. Atât cât s-a putut. Îți dai seama că nu e zonă de anchetă, știi? Da. Nu erau anchetatori, dar atât cât s-a putut, în limita bunului simț, a timpului disponibil, da, am verificat aceste informații. Peste 57.600 de voturi. Da. Și 75 de nominalizați. Spune-mi, te rog, cum au fost stabilite categoriile? Care sunt principiile, de fapt, de la care a pornit organizarea acestui eveniment? Ar fi putut fi mai multe categorii. Dar în momentul în care aceste propuneri, te uiți ce fel de faptă, în ce zonă s-a dus fapta respectivă. Merite deosebite în sport, merite deosebite în educație, în implicare socială. Și atunci, vezi, uite, aici am 16 nominalizații, aici am 9, aici am 10, aici am 30. Și a fost foarte ușor să stabilim aceste categorii. Evident că ar fi putut fi făcute multe alte categorii care, de fapt, ar fi fost niște subcategorii. Cumva ele se încadrau la ce am făcut noi acum. Dar în mare, ele sunt cele care definesc zona asta de fapte bune din societate. Plus minus. Deci pot fi și altele. Întrebări de genul, da, respectivul de ce n-a fost propus? Păi pe noi exact, ne-a exact. Bune, dar noi am făcut propune, da, și noi cunoaștem oameni buni. A fost deschisă. Promovarea s-a făcut cu mai bine de 2 luni înainte. S-a știut despre asta. S-au scris zeci de articole, au fost emisiuni, putea să propuneți pe cine doriți. S-a încheiat votarea, ca să se știe. Duminică seară s-a încheiat. Vrei să spun cine a câștigat? Da. O să spun duminică. Vineri seara. Duminică s-a încheiat votarea. Vineri seara, cum să nu? O să cu cea mai mare plăcere. Uite că o să fii în sală, sunt convins, nu? Da, voi fi în sală. Spune-mi, te rog, voi știți câștigătorii, evident. Da, am văzut, normal. Doar votul oamenilor, doar oamenii prin votul lor au stabilit câștigătorii sau au fost? Absolut. 100%. N-a venit și o componentă din partea fundației și a observatorului. Categoric. Deci categoric. Aici este vorba despre votul popular. S-a putut vota de mai multe ori? Da, s-a putut vota de mai multe ori. Tehnologia asta ne ajută, dar de multe ori ne și încurcă. Ne și încurcă. Păi uite, de exemplu, erai acasă și aveai un IP la net, nu? Da. Votai tu. Dacă voia să voteze și soția ta, ce făcea? Vota odată și nu mai avea dreptul să votezi? Știi cum e? Ne ducem în zona aia de bun simț a societății. Una este să susții pe cineva și alta e să încerci tot felul de și retlicuri, doar pentru că tehnologia îți permite. A fost un apel la bun simț. Vorbim despre o gală a faptelor bune, vorbim despre o gală a zonei de normalitate care ar trebui să definească societatea asta românească. Și atunci de ce să ne gândim la șmecheri? Hai să fim... Nu ne gândim, dar le facem, putem face. Bogdan, poți, sunt de acord cu tine. Știi foarte bine că tehnologia îți permite să elimini multe obstacole. Pe de altă parte, este destul de limitativă în anumite domenii. Nu-i vina mea, a trezit multe orgolii, dar asta sunt aceste întrebări în cascadă pe care ți le adresez. Uite, foarte multe orgolii, domne, n-am putut fi nominalizat sau m-au nominalizat 10 prieteni pe care i-am ajutat și n-am trecut, n-am intrat în competiție. Sunt, de ce nu și eu? O să vezi că nu e neapărat ca pe categorii să câștige cei care aparent au mai mulți fani. Vor fi și surprize? Eu am senzația, nu că vor fi surprize, vor fi mari surprize la ce mod. Noi au câștigat oameni care au o recunoaștere. Hai spune-ne că rămâne între noi. Așa. Pot spune imediat cât e ceasul. Când se difuzează asta, că spun. Uite, ți-am spus, îți dau și un termen. 48 de ore, da. Va fi transmisă în direct gala.
da? Da. Pe toate platformele și ale de sunt surprize, da? Nu întotdeauna, adică cei care știu nominalizații, nu întotdeauna cei mai acele persoane, acele firme cu notorietate au și câștigat. Asta ai spus mai devreme, nu? Că vor fi surprize. În general sunt oameni cu notorietate în comunitățile lor. Știi, comunitatea este comunitatea mare din Prahova. Sunt comunitățile locale, dar notorietatea unora, prin faptele pe care nu le-au făcut doar anul ăsta, doar în 2023. Noi ne-am concentrat mult pe ultimul an, că de asta e gala comunității prahovene 2023. Dar sunt oameni care s-au consacrat în această comunitate extinsă din Prahova de ani mulți. Fac lucruri extraordinare. Faptul că au continuitate este meritoriu, nu? Tu ai votat? Da, am votat. Da, am votat și mi-a fost atât care de greu. Care e favoritul tău? S-a încheiat votarea? Adică... sau nu neapărat un caz, uite, nu favoritul, un caz care, sau un exemplu care din punctul tău de vedere este extrem de expresiv, de relevant pentru a face fapte bune. La sănătate, da. La sănătate am văzut acolo, au ieșit trei medici, prieteni foarte buni. Da? Sunt prietenii mei. Mi-a fost atât de greu să aleg pe unul, mi s-a părut nedrept față de ceilalți, pentru că vezi tu, activitatea lor a fost oarecum diferită. Nu toți au făcut același lucru. Nu s-ar încadra în aceeași aria unei fapte bune. Sunt diferiți prin ce au făcut și toți sunt de apreciat. Și mi-a fost greu să... Dar cumva trebuia să dau și un vot. Și ce ai făcut? Te-ai dus și la un vecin de pe alta IP? L-ai votat și pe al doilea? Nu. Am încercat să mă gândesc. Până la urmă, uite, ce consider eu că a fost mai util comunități. Da, și până la urmă am dat un vot. Dar să știi că am avut o strângere de inimă și am părere de rău. I-aș fi vrut și pe ceilalți. Mai era loc, din urma, voi ați lansat, împreună cu fundația, ați lansat categoriile. Da. Start propuneri în prima fază, pe urmă start vot. Uh-huh. Ar mai fi fost pe parcursul acestor două luni, ați sesizat că ar mai fi trebuit categorii în plus? În urma propunerilor primite? Ți-am spus și mai devreme, am fi putut, da, unele să le spargem în două, trei categorii. Ne-am concentrat totuși pe anumite tipuri de fapte bune. Da? Spui sănătate, spui educație. Uite, de exemplu, dacă puteam, ce făceam? La categoria invenții și inovații, robotic. Aveam trei echipe super tari în Prahova. De toți cei nominalizați și intrați în concurs vor fi vineri la gală, da? Toți au confirmat. Sunt câteva excepții. Câștigătorii. Înclumesc. Da, fii atent că trebuie să-ți povestesc, e foarte tare, știi? Sunt câteva excepții, oameni care din motive obiective nu vor veni, dar au făcut tot posibil să ne anunțe că vor fi reprezentați acolo de cineva. În cazul în care... Am apreciat efortul lor. Mai sunt uite, noi am avut o dezbatere într-una din zecile de ședințe de organizare, nu mai știu câte, multe, de ore, de lungi ore de organizare și am avut o dezbatere, dar ce facem cu cei care nu vor să apară? Sunt și asemenea exemple? Hai să spun, da, sunt 6 din sute de propuneri. Sute de propuneri. Bine, unii au avut și 20 de propuneri. Aceeași persoană a fost propusă de 20 de indivizi diferiți. Ce facem cu cei care nu vor să vină? Iar eu am fost de părere că trebuie să le respectăm decizia. Unul dintre ei, discutând la telefon, un tip cu foarte mult bun simț, toți sunt oameni cu bun simț, dar știi, a avut o replică pe care n-ai cum să o combați. Eu fac fapte bune pentru că vreau. Nu vreau să se știe. Le fac așa simt eu. Îl înțeleg, îi respect decizia. Pe de altă parte, colegii mei au venit imediat cu contraargumentul cu care chiar sunt de acord. Dar nu credeți că e bine să se știe ce ați făcut, să fiți un exemplu pentru comunitate? Că tocmai asta e ideea, să-i adun pe toți la un loc, să vezi că sunt mulți. Da. Și să zici, ok, dacă oamenii ăștia au putut, e clar că pot și eu. Măcar să nu mai fac prostii. Și acea persoană a spus clar, nu vin, fac din convingere, da, și da, cu asta vă rog asta. Un alt exemplu, din cei 6, ți-am spus, doar 6 au spus că nu doresc să participe, adică foarte puțin. Altcineva a spus, zice, știți, dar ce colegi de serviciu am, ar fi pentru mine de luni încolo când mă duc la muncă, viața un coșmar acolo, printre ei. Pe bune, deși știm, nu există loc de muncă perfect întotdeauna, măcar că o mică disensiune cu cineva, că nu te înțelegi perfect. Și am încercat să înțeleg persoana respectivă și am înțeles-o. Ok, ăsta e mediul în care
în care lucrați. Ce să faci? Spune-mi, te rog, de ce ați evitat zona politico-administrativă? Sau nici n-a fost de la început cred, în discuție? Cred că știi, nu, nici n-a fost în discuție. Vor fi politicieni prezenți la eveniment având o singură calitate, cea de invitați, de spectatori. Nu consider a fi ofensatoare, da? Le-a fost adresată invitația tocmai pentru a sta în sală, în salonul Ramatuel unde se va desfășura, în complexul Ramatuel, și a-i vedea pe cei care fac ceva. Să se uite cu atenție la ei. Ăștia sunt oamenii care fac ceva pentru societatea asta. Uitați-vă cu atenție și gândiți-vă de acum încolo cum să-i sprijiniți. Cum să nu-i mai încurcați legislativ. Cum să luați faptele lor ca fiind niște fundamente reale pentru viitoare proiecte de legi pe care le puteți iniția. Să le faceți viața mai așa. Știi? Și atunci am decis că niciun politician, nici dintre parlamentari, nici din administrația locală să nu urce pe scenă. Ei nu primesc premii. Ei sunt niște oameni plătiți. Au confirmat? Da, au confirmat. Sunt vreo doi care nu vor fi în țară, dar au confirmat prezența. Da. Da, vor fi acolo. Bun, sper să și bine, că știi, până nu-i vezi în sală, dar nu asta este principala noastră. Adică știi cum ai zis acum, domne, nu veți lua nici premii, nu veți urca nici pe scenă, veniți ca spectator să vedeți niște să vedeți partea frumoasă a României. Da. Partea frumoasă a României și eventual să ajutați în măsura în care trebuie ajustat pe aici, pe acolo. Și anume în punctele esențiale. Dar spune-mi, te rog, crezi că atunci ei zic, păi stai, m-ai chemat să fiu aplaudat sau ce? Se inversează rolurile? Da, mă rog, nu vreau să punem gaz pe foc, să sperăm că vor veni. Practic asta a aplaudatului de politicieni ne-a adus unde suntem astăzi. Când de multe ori, mă rog, suntem o emisiune, într-o emisiune serioasă. Da. Nu pot să spun. În țara asta de VIP nu se poate face nimic. Complet fals. Faptul că acești oameni de fac... De vis, ai vrut să zici. De vis, da. Îți dai seama că nu era să zic de... Nu se poate face nimic. Oamenii ăștia sunt exemple ale situațiilor în care dacă ne urnim, ne mobilizăm, putem să facem. Nimeni nu e perfect de acolo. Toți suntem imperfecți. Am făcut și bune și mai puțin bune, știi? La un moment dat te trezești. Băi, ok, n-a fost în regulă. Ce facem? Mergem mai departe în stilul ăla în care am mers? Nu. Alții așa au fost ei, asta e structura lor și au avut șansa să facă bine de la început și continuă. Dar de ce crezi că acest eveniment a stârnit atâtea patimi în anumite zone? Trebuie specificat acest lucru. Adică nu la toate categoriile au fost patimile atât de mari. V-ați explicat de ce? Ați vorbit? Adică bănesc că pe voi vă sunau. Am vorbit. Pentru noi, și pentru noi este o surpriză și una plăcută că s-a creat emulația asta. Evident că trebuie să se încheie acest ciclu, da? Până la derularea evenimentului, pentru a avea o imagine corectă și completă. Noi vom interacționa și cu ei în sală. Vom sta de vorbă cu ei, avem momente de socializare în programul acelei seri. E foarte important să vorbești cu ei, foarte important să vorbești cu susținătorilor. Vor veni însoțiți de prieteni, de familie, mă rog, au primit invitații. Abia atunci cred că vom avea o imagine corectă. De ce s-a... Probabil că, știi, cumva prezentându-se și în presă, și asta e clar că și noi avem o mare parte din vină, dar am aici un asterix. Noi prezentând că ăsta e rolul presei, știi, presa se aplaude, nu... Terminat. A fost și perioada asta. Am trăit-o toți, din păcate. Da? Presa mobilizată. Uite că presa se poate face și altfel. Asterixul de care ziceam. Încă o trăim, da? La nivel național. Asta e treaba lor. Da. Uite că aici reușim să ne descurcăm, să supraviețuim altfel fără moguli. Și chiar se poate chestia asta. O rubrică în Observatorul, Doctor Bun. Nu știu dacă ai urmărit-o, știi? De vreun an și ceva, aproape 2 ani, în care și am extins-o. Ne-am ocupat apoi și de educație și mai departe. Am prezentat medici. Nu te sătura să-i auzi de medici păgari, de medici incompetenți, de tot felul de cazuri de malpraxis. Nu există nicio breaslă, pădure fără uscături. Există așa ceva. Da? Mă săturasem să aud pe de altă parte și că medicii în România câștigă foarte puțin și că statul român își bate joc de ei. Corect. Și de asta mă săturasem. Medici acum câștigă decent în România. Da.
Și sunt unii, și uite, mi-a spus unul la un moment dat, foarte franc, omul zice, unul dintre prieteni, zice, păi mi-e rușine să iau șpagă. Păi să spun ce salariu am. Cât ai salariu? Păi zice, sar de 200 de milioane, plus ce mai au? Gărzi cu tot, da? Adică nu câștigă ușor 200 de milioane. Cu multe gărzi, cu... Păi știi cum e, Bogdan, și tu, sunt de acord, dacă nu, stai sunt și de acord, nu te adică, implici și nu, nu faci mai cine mult, aude să nu înțeleagă că toți medicii iau 200 de milioane. Vorbești, bănuiesc, despre spital? Eu am dat un exemplu, era da, un exemplu. Da, și câștigă bine și i-am pus acolo unde le e loc. Îți dai seama că nu toți au spăci, că unii n-au cum să ia spăci de bun ce sunt sau de da, n-au ce face în viață, da, dar sunt și agățați niște doctorași pe undeva. Este alegerea lor, așa au dorit ei să-și construiască acea carieră. Și îmi spuneam, zice, dar păi nu mai pot, îl văd amărât, omul vine, vina noastră, urlăm, medicii au șpăgi, păi cine cei care dau șpăgile? Noi. Păi da, dar nu se uită la mine, serios? E și asta, domnule, dacă nu ia, înseamnă că ori e grav, deci ori nu vom trata cum trebuie. E și o problemă de mentalitate. Să revenim la gaz. Te rog. Spune-mi, te rog, așadar vor fi 9 categorii, pardon. Azi 9 categorii care au fost supuse votului, da, și cea de-a 10-a categorie care nu au fost supuse premiile la vot. Premiile speciale sau? Premiile speciale. Care va aparține 100% ca și decizie. Da, nu 100%, în mare măsură da. De ce? Cui ați acordat? Care este? Ce-i cu această categorie? Îi veți vedea acolo. Sunt oameni care în mod constant, am vorbit mai devreme, da, în mod constant, de ani de zile s-au implicat și continuă să se implice în comunitate. Au decis să n-o părăsească, să nu se ducă să-și caute în altă țară mai binele, să întoarcă spre comunitate de fiecare dată, să dea din ce în ce mai mult și să obțină rezultate. Știi? Că și eu pot să fiu bine intenționat, dar poate nu-s canalizat în direcția corectă și atunci nu obțin rezultate. Oamenii ăștia au niște confirmări certe. Hai să-ți dau un exemplu. Și câte premii vezi, campioană câte premii mondială în sport, da, care duce pe cheltuială proprie copiii să practice acel sport în afara Ploieștiului, că aici nu mai are unde. Un la exemplu. Not. Un exemplu. Tamara Costache a fost pe scaunul acesta. Un da, exemplu. Da. Știi? N-are bani de pentru competiție. Dar da, sunt, este doar un exemplu, știi? Și veți premia pe toți asta ca să mai eliminăm așa da, din... Da, da. La premii speciale, sunt premii speciale. Sunt premii speciale. Toți sunt premiați, Bogdan. Deci toți, absolut toți, cei care au ajuns în această finală și la cei votați, și ei vor fi premiați. Premiul în ce constă? Că s-a discutat foarte mult și pe tema asta și este important să se știe. Ei nu au venit să câștige acolo ceva material. Pentru ei, importantă este recunoașterea comunității. Poate sună aiurea, dar știi, un omagiu adus de comunitatea acestor oameni. Este o recunoaștere publică a valorilor, iar ei sunt niște exemple, fiecare în parte. Și fiecare are povestea lui. Le regăsiți pe toate în detaliu în Observatorul. Atunci, la prezentare, vor avea un scurt rezumat al poveștii. Grafică, video, nebunii, efecte, o să avem toată gama acolo, veți vedea. Deci oamenii ăștia vor fi prezentați ca, nu ca vedete, ca ce-ar fi trebuit să fie vedetele în România, știi? Nu vedetele alea de carton fabricate peste noapte, care s-au sărutat după ușa cazinoului și... Este important. Deci readuce, încercați, sau mă rog, este un pas spre o recunoaștere publică la adevărata valoare în cadrul comunității locale, fiindcă absolut, sunt campioni mondiali, europeni, sunt oameni care au făcut foarte multe lucruri bune și bine, evident, da, și în cadrul comunității, parcă nu au parte de recunoaștere, parcă suntem așa, domne... Măi, și o merită, știi, o merită da, din plin. Uite, ăsta este un om valoros, da, merită aplaudat, merită readus în atenția... El n-a dispărut odată cu încheierea. Am vorbit despre sport și încă o dată spun, mai ușor să vorbim cu exemple concrete pentru a-i face pe toți să înțeleagă. Odată cu încheierea carierei sportive, carierei de competitor, că a continuat cariera sportivă în calitate de antrenor, să spunem, da? Odată cu încheierea, nu s-a încheiat activitatea lui. Ba chiar acum este mult mai util comunității, pentru că uite, acum ia copiii din comunitate și îi formează. Corect. Spune-mi, te rog, cum veți administra, bănesc ați vorbit și despre asta, ce le veți spune celor care vor câștiga, bine, veți spune pentru felicitări, locurile 2 și 3 sau mențiuni? Nu, nu există 2 și 3. Nu există? Nu. Ah, ok.
Deci există un singur premiu. La fiecare categorie, da, dar sunt nominalizați, sunt relativ echilibrate, plus minus acolo, 2-3. În funcție de categorie, pentru că așa s-au încadrat. Nu mutam pe unul de la sport la educație civică. Da. Sau la implicare în comunitate. Deși, într-un fel, știi, tot asta făcea, dar am încercat să le definim totuși după profilul profesional. Vor fi chemați toți, vor urca toți pe scenă, pe fiecare categorie în parte, și vom anunța cine a câștigat votul popular. Ca la Vocea României. Știi că acolo rămân doi și... Și o precizare. Toți sunt câștigători, pentru că acela a fost un vot subiectiv. Nu există vot obiectiv. Trebuie să ne împăcăm cu asta. Care a fost cea mai discutată categorie? Asta ne pot spune. Unde e diferența foarte mică? Fără să nominalizez, evident. În zona faptelor sociale. Acolo a fost bătălia, cum se zice, dură. Uite, ai pus o întrebare mai devreme și spuneam că e oarecum în analiză de ce s-a creat emulația asta. Te uiți la ce se întâmplă pe rețelele de socializare și vezi, nu știu, pe cineva care ajută copiii. Indiferent ce meserie are, indiferent din ce zonă, ai văzut că automat generează emoții. Wow, ce tare! A ajutat 15.000 de copii sau 15.000 de persoane cu dizabilități. Bravo, tot respect. Acum hai să fim sinceri cu noi. Cât contează între a da un like pe așa ceva și a învăța ceva din ce a făcut omul ăla? Care e conversia în viața rea? Păi chiar discuțiile astea le-ați avut, fiindcă îți dai seama... Da, adică, la noi e și de formație profesională, știi că n-ai cum să te gândești. De fapt, voi vreți să, ca acești oameni, aceste firme, aceste valori să fie un exemplu și să se multiplice, da. Numărul celor care fac fapte bune, care se implică. Bun, eu luptă cu mentalitatea, dar sper să iasă, mi-aș dori să iasă. Uite, așa cum s-a spus că în țara asta nu se poate face nimic, că e terminată pe veci. Nu suntem nici mai buni, nici mai răi decât britanicii, nici mai frumoși, nici mai deștepți, nici mai... Nu suntem în niciun fel. Suntem la fel. Cu bune și cu rele. Dar în mod cert, atât timp cât există componenta asta bună, cum să nu o scoți în față? Cum să nu o promovezi? Și cum să nu încerci să schimbi mentalitatea oamenilor? Păi, oameni buni, nu se întâmplă numai lucruri rele sau nu facem doar prostii în viață? Da? Ok, nu mai am altă șansă dacă n-am făcut ce trebuia până la vârsta asta. Serios? Ce te împiedic? Păi de mâine iau pe alt drum. Uite-te la unul dintre oamenii ăștia. Uite-te la unul dintre ei. Și ce a făcut? Ce e el de fapt? Și ai să vezi că cei mai mulți dintre ei nu sunt oameni bogați. Nu au nicio treabă. Bogăția lor e timpul și timpul pe care îl alocă din timpul lor. Deci în afara orelor de program. Asta e bogăția lor. Timpul, disponibilitatea de a întoarce cumva în comunitate ceea ce ei știu să fac. E complicat? Se pare complicat? Am înțeles. Deci ar fi foarte bine că de fapt aici acest eveniment premiază excelența în implicare în comunitate, în a-ți oferi cel mai de preț și bani, e adevărat, cei care la firme. Da, avem și categoria societăți comerciale cu implicare în comunitate. Că da, da. Era și păcat să nu le... Adică dacă în zona politicienilor am spus ok, nu e cazul, nu e loc de așa ceva, da? Urmează și un an electoral, nu vrem să existe interpretări, nu nimic. Politicienii sunt oameni plătiți de către cei de acolo, spectatori sau cei care vor fi premiați, sunt oameni plătiți să-și facă treaba. Este o rugăminte a noastră la ei să caște ochii și urechile, să fie atenți la oamenii ăștia, să învețe ceva de la ei, să se comporte ca atare. Știi? Sună bine așa, nu? Păi, ce altceva poți să faci? Ștampila-i tot la noi. Știi, ștampila-i tot la noi. Nu vrem nici să-i speriem, nici să ne răzbunăm. Asta nici... zic, nu-i speria foarte tare că cei care vor să vină, să vină. Adică nu... Undeva, tu știi foarte bine că îi cunoști ca și mine, suntem în domeniul ăsta de aproape 30 de ani. Prea mulți ani. Prea mulți ani. Îi cunoști foarte bine. Cumva mulți dintre ei sunt oameni chiar ok. Dacă stai de vorbă, știi, chiar dacă mulți s-au pierdut sau și-au pierdut direcția sau trăiesc într-o bulă a lor, într-o lume ruptă, dacă stai de vorbă cu ei, înțeleg. Considerați că ați reușit
Ați făcut cumva o analiză să acoperiți toți oamenii, toate aceste firme care se implică la nivelul comunității din toată Prahova și din ultimele... Nu poți face, dar urmează ediția 2024. Nu poți să-i cuprinzi pe toți. Dacă avem un regret, este regretul că n-am reușit să cuprindem toți oamenii care s-au implicat într-un fel sau altul. Știi, după ce s-a încheiat votarea, am mai auzit de diverse. Ce să vă facem? A fost secțiunea deschisă, putea să o propuneți pe oricine, să ne spun, n-ai cum să auzi despre toți. N-am cum. Nu? Colegii mei, și suntem o armată de oameni care am lucrat la treaba asta, o armată de oameni, îți dai seama că s-au scris 100 și ceva de povești despre toți omuleții ăștia. Adică fabulos de mult, ce înseamnă să scrie 100 și ceva de articole într-un interval de 2 săptămâni, cam așa, să le și publici și să fie și citite. Nu știu dacă ți-am arătat impactul, uneia dintre ele era săptămâna trecută la 5 zile de la publicare de peste 1,5 milioane de persoane. Impact. Avea vreo 38.000-40.000 de like-uri. Știi că like-urile sunt irelevante. S-a creat emoție, s-a viralizat. Când vreodată vreun site național ajunge la cifrele astea? Cred că, oricum, e clar, câștigătorul acela este la categoria respectivă. E sigur? La atâtea like-uri cât ai zis tu, că niciun site național nu are. Deci îmi închipui că s-a rostogolit și... Îți convins că ești băiat tânăr și ți-aduce aminte când în timpul emisiunii ți-am spus că nu întotdeauna conversia din online nu se face în viața reală. Vrei să menții suspansul? Amintește-ți de asta la finalul galei. Vrei să menții suspansul. Evenimentul va fi transmis vineri, începând cu ora 18, da? Cei care doresc să vadă toți nominalizații, câștigătorii. Mai precis, începând cu ora 18.30. Este perioada de 18.30, 6:30 după amiaza. Da. Cei care vor, intră pe Observatorul, da? Pe Facebook. Intră pe Observatorul, intră pe galaprahovei.ro. Sunt multe site-uri care ne retransmit. Suntem în discuții în aceste zile pe Dada TV. Ei sunt colegii care ne vor ajuta cu partea de filmare. Valea Prahovei TV, din câte știu, vom avea o surpriză și cu FC Petrolul, pentru că printre nominalizați se află și cei de la FC Petrolul. Și care e surpriza? Știi care e povestea cu echipa de acolo? Echipa de acolo are un statut special. Echipa e formată din echipa din teren, din conducerea care a reușit să scoată clubul din mocirlă. Mai au mult de muncă, dar au reușit momentan și îl mențin în prima jumătate a clasamentului, și suporteri. Aia e echipa Petrol, care va urca pe scenă. Va fi un reprezentant, pentru că la ora aia, pe Ilie Oană, se joacă meciul cu Botoșani și este un meci care se va juca cu stadionul plin. O strategie de marketing foarte bună, au vândut la pachet biletele în meciul cu FCSB și vor avea din nou stadionul plin. Deși suporterii vor urca pe scenă. Cumva vor fi în direct, da, mă rog. Asta e surpriza? Una dintre. Cumva, hai, zine una și te lăsăm, să te... Ți-am dat așa, ți-am dat puțin, dar să știi că am dat foarte puțin din casa, am reușit să mă abțin. Și la noi e tentația mare. Pentru că dacă am pregătit, vrei, mai zici ceva din casă, că nu... Am pregătit atâtea lucruri drăguțe care... Să-i facă pe oameni să vadă cu adevărat ce se întâmplă acolo, știi? Cum ar fi? La ce te referi, lucruri drăguțe? Pe cât? Mai avem puțin până vineri la 2 zile, 10. Dar... Le vei vedea. Ți-am spus. Nu mai vrei să da, spui nimic. Nu, este de urmărit. Crede-mă că este de urmărit și chiar și noi care suntem implicați și care probabil că o să fim, din punct de vedere organizatoric, destul de ocupați atunci. Suntem la fel de curioși să vedem imaginea de ansamblu, imaginea de final. Bănesc că voi de la Observatorul și cei de la fundație știți câștigătorii deja. Da, normal. În mod evident. Da, logic. Noi administrăm site-urile. N-a răsuflat nimic, nu? Nu. Stai puțin. Nici colegii noștri nu știu toți. Avem o echipă de organizare, da? Suntem, și doar aceia suntem câțiva, restul săracii, și aș vrea să le mulțumesc colegilor de la Observatorul și să nu fie supărați pe noi, pentru că i-am supus un efort fabulos de care s-au achitat exemplar. Au muncit, cred că, triplu în perioada asta și știi că ei munceau oricum foarte mult. Dar au muncit triplu și îi simți, știi că sunt la capăt, timp și la sfârșit de an, dar au realizat că merită. Se uitau pe cifre, involuntar face asta, se uitau pe cifre, zice, vai. Comunitatea să aprecieze așa ceva. Nu că n-ar fi de apreciat, dar la modul ăsta, da.
Și a apărut satisfacția, a început să dispară oboseala. Nici ei nu știu toți câștigători. Vă mulțumesc, Claudiu, pentru participare. Și eu sunt curios. Așadar, vineri, ora 18, pe Facebook-ul, pe Observatorul Prahovean și pe celelalte puteți vedea gala transmisă în direct. Câștigătorii, de asemenea, în mod evident. Și pe de altă parte, sunt două lucruri de semnalat, și anume că voi v-ați dorit ca aceste exemple să fie multiplicate. Și asta pe de altă cel mai parte, mare câștig. Asta este câștigător. Scopul este câștigător. Și pe de altă parte, faptul că, iată, și după încheierea votului, sau după, da, au venit, vă primeați mesaje în continuare, dar uitați, avem și noi în localitatea X pe domnul sau pe doamna sau firma care a făcut. Și vorba, ce ai spus și tu, urmează și 2024-2025, este extrem de important, adică ce ai spus și tu, un trofeu, ok, dar recunoașterea comunității județene, în cazul acesta, este extrem de importantă. Fiindcă la un moment dat și este stimulativă. Da, toți o fac din convingere. Toți fac ceea ce fac la acest, care participă de fapt la acest eveniment. Dar faptul că și comunitatea zice bravo, da, să mă alătur de tine și vrem să facem și noi în comunitatea noastră, cred că asta îi încântă foarte tare. Și comunitatea a spus, băi, nu suntem chiar o cauză pierdută, nu suntem o nație pierdută. Nație nu, dar comunitatea este important, comunitatea ploieșteană, comunitatea câmpineană, comunitatea din Azuga. De undeva trebuie să începi. Da, și pe de altă parte, da, hai să începem, că se pot face lucruri. Și cât timp sunt și multe cazuri în care cei aleși nu ne livrează și ca atare putem să punem noi mâna și împreună să facem anumite lucruri. Partenerele noastre, deci cu asta am încheiat, partenerele noastre din Fundația Comunitară, niște doamne absolut admirabile pentru toată munca pe care o depun. Au început săracele înainte de pandemie și a venit pandemia și le-a stricat planurile și acum ne-am unit forțele și am zis hai să punem umărul împreună la treaba asta, să reluăm, că nu se poate să abandoneze un asemenea proiect. Și uite că a fost reluat. Felicitări pentru muncă. E adevărat o muncă asiduă, o muncă grea din partea colegilor de la Observatorul, cu precădere a celor care au scris sute de articole, dar pe de altă parte merită. Felicitări și așteptăm să vedem câștigătorii și locurile celelalte și celelalți merită. Dar 2024-2025 pot câștiga. Îți mulțumesc, Claudiu, pentru participare. O seară bună. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Ne vom reîntâlni mâine, dragi prieteni. Invitat va fi Ștefan Mandachi, știți, fondatorul Spartan, omul care a construit primul metru, apropo, de autostradă, din autostrada Moldovei, un personaj fabulos, cel puțin pe rețelele de socializare. Până mâine, numai bine!